ziua de astăzi mă impresionează ca de fiecare dată și sunt foarte activă în asociația asta de la început. Eu am fost mai puțin reținut, am fost practic, n-am fost arestată, dar reținută o dată la Miercurea Ciuc 48 de ore, aici la Severin 24 de ore. Și, dar în schimb, familia mea, familia soțului, foarte chinuită a fost. Soțul cu mama, cu bunicii, toți au fost în Bărăgan, iar socul meu, care era preot, a făcut 9 ani pușcărie. Și dacă Dumnezeu, dacă a avut credință și speranță, Dumnezeu l-a ajutat și a venit viu acasă, că foarte multă lume a murit. Bunicii au murit în Bărăgan și foarte dureros îmi povesteau. Am și scris mult despre această durere. Nu pot să-ți imaginez cât a fost de dureroasă această deportare sau această arestare. Și mâncau pe canal rădăcini de la plantele care le găsau să supraviețuiască acolo când erau în... Ce să vă spun? Mie îmi place să scriu mai mult decât să vorbesc. Și am scris într-adevăr mult, de fiecare dată fac câte o pliantă așa și dau la oameni și le place la oameni să citească, că își aduc aminte cam tot ce s-a întâmplat în pliantele mele. Și i-am obișnuit în felul ăsta. Acum sunt foarte bolnavă, în schimb am băiatul mare și nora care s-au implicat foarte mult și m-a sprijinit. Toate suntem redactate de băiatul meu, Bio Buciu, care m-a ajutat foarte mult și întotdeauna vine, că și acum a venit, a alergat, că a fost în altă parte și a alergat să vină aici. Și le place să pomenească, în special că e nepot de preot, cum s-ar spune, un preot care a suferit că dacă ar ști cineva prin câte chinuri a trecut în 9 ani de zile, cred că nu-i vine să creadă că a venit viu de acolo. Și vedeți dumneavoastră, de ce l-a arestat? L-a arestat fiindcă lucra cu crucea în biserică și cu dreptatea. Pentru asta, că spunea la oameni că uite așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Și dacă era credință, erai contrapartidului pe timp. Și de lumea asta s-a întâmplat. Aici ai niște versuri plăcute, așa, plăcute, dureros, știți? Am fost mulți care am suferit, în sfârșit spune că am fost mulți și am rămas puțini, foarte puțini mai suntem, din care au suferit atunci, dar totuși mai suntem. Să ne ajute Dumnezeu să mai fim și să ne mai întâlnim.